Bună ziua tuturor! Mă numesc Surcan Valeria și sunt fondatoarea blogului Valeria's Food. Astăzi eu am alături de mine pe Cristina Eftodi, ea mă va ajuta să pregătim tart o citron meringhe. Haideți eu să vă traduc, tart cu lămâie și bezea. Hai să trecem la treabă! Hai! Pentru tarta noastră vom avea nevoie de unt, un pic de sare, coajă de lămâie, suc de lămâie, ouă, zahăr, făină, zahăr pudră și amidon. Te rog să spargi un ou. Se vede că n-am mâncat de dimineață. Știai că această tartă este una clasic franceză? Ea era considerată, sau mai bine spus, era un simbol a bunăstării și a bogăției. Te sigur dacă este atât de dulce? Ai să o ridici așa? Da. Wow. Nu ungem tava cu nimic. Nu, pentru că el are destul unt. Da, apropo, foarte mult. Așa, acum cu ajutorul unui cuțit voi îndrepta marginile. Acum tarta noastră o vom pune la cuptor. Pentru câte minute? Pentru 10 minute, așa, stupat cu acest năut. După care vom scoate folia și vom mai coace încă 10 minute. Între timp cât crusta tartei stă la cuptor, vom pregăti umplutura. Deasupra sucului de lămâie torn apa și este foarte important ca apa să fie fierbinte. După cum observi, crema noastră, datorită untului, a devenit mai lucioasă. Da, da, are o consistență total diferită de ceea ce a fost de la început. Da. Acum, Cristina, vom pregăti bezeaua. Tarta noastră s-a răcit, acum nu ne rămâne doar decât să tăiem această minunată. Eu am emoții, nu știu cum tu. Eu am emoții. Vreau și eu de asta, din bucata frustă de iau. Mai întâi cum stau gust. Trebuie să încercați și această tartă, pentru că la sigur o să vă placă. Și credeți-mă că odată gustată o să vă simțiți în Franța. Te simți în Franța? Eu mă simt într-o patiserie din Franța care tu trebuie să o deschizi. Este foarte gustoasă, o să vezi. Dulce acrișor, da? Da. Spune că și dragostea trebuie să fie așa, dulce acrișoară. Ce puternic!
foarte puternică. Tu ești puternică. Eu știu ce vrei tu să faci. Hai să vedem dacă nu o să cază această dedea în cap, apă fierbinte. Este gata. Apă fierbinte este? 1, 2, 3. Bezea, bezea challenge. Am avut un tort plin, deci plin cu bezea de asta, de sub până jos, așa, plin.